Bună ziua, stimați telespectatori! Și trebuia să zic... Suntem închiși în izolare, că am făcut și noi covrig 19 din acela, că o zis doamna, dar eu nu cred în el, dar doamna Mirela a zis că dacă nu suntem închiși în izolare și nu mai facem audiență, ne trimite înapoi la Blejești. Așa că acolo e abia izolarea adevărată și mi-e frică de mers înapoi, așa că stăm aici în izolare, că mai frică decât de ori și virus, mi-e de sărășie. Și mai frică decât de sărășie, mi-e de muncă. Doamne, ferește să muncești ca prostul care să mori sărac și prost. Așa măcar eu nu mor sărac. Și după cum vă zicem, am făcut covrig 19. COVID-19, covrig 19, că eu am mâncat 19 covrig și m-am stricat la burt, de asta. Și de asta m-am închis aici, că dacă se întâmplă să scăpă nuclear, deși când mă stric la burt, moare toată lumea, nu numai câțiva. Eu când fac covrig 19 la stomac, lumea se sperie când nu are miros, că dacă scăpă nuclear, moare toți. Nu e ca la virus 1-2%, aici moare 100%, că... Nu-i nimic ca mai rău decât mirosul de Blejești cu covrig de București. Și am mâncat 19 covrig astăzi. Dacă mănânci 18 sau 20, nu pățești nică. Dacă mănânci fix 19, iarii. Și o zis doamna Mirela să vă zic că mă simt bine, adică nu mă simt foarte rău ca să nu se spărie toată lumea, dar nici extraordinar că după aceea iarăși de lumea seama că e făcătură de 2 bani, ca până acum. Și o zis să nu zic... Cum? Să nu zic asta. Adică vreau să zic că mă simt bine, dar nu e extraordinar. Adică atât am vrut să zic, restul n-am vrut să mai zic. Bun așa? Da? Eu mi-am dat seama că am covrig, că nu mai simțăm gustul la mâncare, dar de fapt n-o pus aia sare pe covrig și de asta nu mai simțăm gustul, că n-avea covrigul niciun gust. Și din miros nu se pune problema, că așa e când ai muși în asta tan. Uite, niciun gust. Nimica. E mac de la covrig. Și după aceea, când i-a zis că trebuie să stăm în casă, am întrebat-o pe Vulpiță, fada, noi și mâncăm dacă stăm închiși aici. Și eu a zis, mi dă statul de mâncare care e grijă și am zis, în fel de ajutor social, numai în pandemie, ca până acum, adică. Și eu am zis, exact. Și am zis, păi super, că dacă e așa, mai stau în pandemie, fac și covrig 20, fac și covrig 21, fac covrigi până nu mai pot. Și eu am întrebat, dar câți covrigi poți să faci maxim? Și am zis, 100, că atâta știu să număr. Deci, în concluzie, stimați telespectatori, cine zice și când o duci și bine în România, nu știi și vorbești, pentru că noi suntem dovada vie că la noi în România umblă vulpea cu covrigi în coadă.